Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip pe canal. Astăzi suntem aici pe Free Fire ca de obicei și vom face un crate opening de cine de ce a videoclipul. Nu uitați, dați un like, să vă abonați cu notificare și să îmi dați un follow pe Instagram la alex.15 dacă vreți să vorbiți cu mine. Bun, deci hai să dăm aici la Lucky Royale pentru că s-au schimbat 3 chestii. Avem aici noul Diamond Royale care se termină în 19 zile, The Age of Gold. Cam așa arată și ce să zic, pentru colecție ar merge. Vreau să văd, da, părul este separat și este destul de ok. Aici hainele sunt aceleași. Avem noul Gold Royal care este pe fată și arată oribil. Dar da, în 56 de zile se termină. S-a mai pus aici ceva, nu îmi dau eu seama. Putem să o luăm pe bucăți așa. Ok, pantalonii ăștia, rochia și asta. Iar acum avem noul Leper Royal care este groza și este epică, da, este epică. 2 acuratețe, minus 1 reload speed și plus 1 damage. Cam asta este groza, așa arată mână și logică poți să iei și în lobby. Bun, avem aici câteva tichete, mai avem și aici la Diamond, dar hai să începem cu Gold Royal-ul. Hai să dăm aici 10 plus 1 spinuri. Este ceva rar, bă. Hai să dau aici skip ca să nu așteptați prea mult. Dăm aici frumos. O să dăm și cu bani dacă nu o să ne pice. Deci cam asta a fost. Hai să dăm 3000 de spinuri. Bă, sper să-mi vice pe episodul ăsta. Am lucky 45. Bă, deci am lucky 45 pentru că Gold Royal-ul trecut mi-a picat. Ok, și îl avem. Cred că l-am luat, nu? Am luat Gold Royal-ul actual. Da, l-am luat, băieții. Ăsta este de Navy Girl Bundle. Ok, o să-l vedem imediat. Ce v-am zis, că aveam 45 lucky pentru că Gold Royal trecut l-am luat de foarte multe ori. Bun, hai să dăm aici la Volt. L-am deschis sau nu? Bundle. Ah, nu. Deci acum hai să-l deschidem aici sau nu, îl lăsăm pentru că poate, cine știe, poate luăm și Diamond Royal ăsta, nu. Bă, chiar am 97 lucky, nu știu dacă la 99 se ia Diamond-ul, de obicei se ia Weapon la 99, dar hai să dăm aici să vedem, dăm câte o spin pentru că altcumva nu am cum. Din astea fragmente pe notora, parcă așa se numește, pantaloni ăștia pe care îi aveam. Și avem ceva. Și am luat ăsta. Am luat Diamond Royal-ul. Bine, bă, John, am luat Diamond Royal-ul. Deci, cam ăsta este Diamond Royal-ul. Nu am reacție wow pentru că aveam 90 și acum aveam 99 lucky. Dar ok. Pot să-i dau aici. Hai să mai dăm câte un spin ca să nu fiu nevoit să dau open. Dăm aici frumos și îmi pică tichete. Bă, cred că astea nu mai are rost să le dau pentru că deja l-am luat și o să le strâng. Iar acum avem ăsta, avem Weapon Royale, groza. Bă, am 12 lucky, nu cred că o să iau pentru că, stai, o să dăm aici 10 spinuri astea, o să mai iau de aici câte un spin. Nu cred că o să iau, dar hai să ne încercăm norocul și la această groza. Bun. 24, bă, măcar să iau să o testez, frate, câteva ore acolo, 24. Am luat un skin pe Famas. Am luat două skinuri. Deci am luat ăsta, Famas Imperial Rom, și am luat ăsta pe shotgun-ul lung. Bun, da, v-am zis, nu am eu noroc la groza, dar asta este. Nici nu prea mă joc groza. Hai să luăm și tichetele astea frumos, le dăm aici. Dăm câte un tichet așa. Și 3 zile, ok, nu știu ce era ăla. Iar acum avem un scan. Bun, deci cam asta a fost și treaba noastră cu Lucky Royal. Vreau să văd prima dată skinurile pe care le-am luat de la Weapon Royal. Și avem ăsta care dă 2 range. Bă, destul de bun 2 range, doar că scade 2 rate of fire. Bine, evident că nu-l folosesc. Știu că am mai luat, ok, ăsta nu. Știu că am mai luat pe Famas, nu știu dacă e la fel ca ăsta. Deci cam asta este groza, băieții. Da, puteți să o țineți și în lobby, să țineți și noi aici. Frumos. Bun, deci asta este a mea cu 2 acuratețe și asta este cu 2 acuratețe și 1 damage.
Și la fel scade reload speed, deci o diferență de 1 damage. Vreau să văd famasul. Deci cam asta este famasul cu 2 damage, ok. Dar l-am pe ăsta și l-am pe ăsta. Bun, acum vreau să dau open la costume, dar înainte de asta vreau să merg aici frumos la mamă. Am crezut că am și eu creituri. Vreau să merg aici la tichetele astea roșii, pentru că s-a pus costumul de miner. Evident nu am tichete să le iau pentru că mi-am luat la Diamond Royale, dar asta este costumul de miner. Și este destul de șmecher, este destul de interesant, mai ales cu barba asta a mea, arată chiar ca un miner. Bine, o să-l iau în curând, să sperăm cum fac eu cu tichetele astea roșii. Ok, deci stați. Da, nu, că am luat Diamond Royale, am zis că colectez tichete roșii ca să-mi iau încă un tichet, dar uite că l-am luat. Hai să dăm aici la Vault și să le deschidem. Bundle-uri, uite, asta este bundle-ul de la Diamond Royale. Hai să deschidem întâi gold-ul, frumos aici, ok. Hai să ne schimbăm și pe fată ca să fie treaba. Dăm aici frumos carry de Swift, dăm la Vault și hai să vedem, ăsta este Diamond Royale-ul. Weapon Royale-ul. Gold Royale-ul. Da, ce să zic, un gold real urât. Bă, ia stai, dacă schimb eu ceva aici, dacă pun ceva mai alb, un tricou de fotbal ar merge? Sau ăsta ar merge? Na, arată cam PUBG, arată urât. Da, iar acum ne schimbăm înapoi pe al nostru și să dăm aici la, ok, la bundle. Să deschidem. Bun, deci cam ăsta este și bundle-ul nostru. Ăsta este părul. Bă, părul e destul ok, ar merge cu masca asta. Dar merge un pic aici. Dar avem asta, ok. Și este și legendar costumul. Avem ok, topul ăsta care este ok de colecție. Avem pantalonii ăștia și papucii ăștia, bă, ce să zic, nu prea îmi place costumul. Hai să mă schimb rapid înapoi pentru că mai avem niște treabă la Level Up Shop. Bun, ce aveam, ce pantaloni aveam, băiți, aveam ăștia, ok, ăștia. Totuși, acum vreau să îmi pun înapoi pieptul, parcă l-aveam. Da, parcă aveam pieptul. Acum punem și noi asta ca să zicem că purtăm ceva din costumul ăsta. Cam ăsta este și groza. Iar acum hai să intrăm la Level Up Shop, să nu mai lungim videoclipul pentru că probabil este destul de lung. Am 10537 de diamante. Încă nu s-a băgat noul caracter fotbalistul ăla, Rocheta, în shop ca să-l cumpăr, dar mai așteptăm ce să facem. Așa că de aici vreau să cumpăr ceva. Bă, să cumpăr cutii pe Scar, nu știu. Hai să vedem ce avem la levelul 2. Cutii pe AK Dragon, hai să cumpărăm cutii pe AK Dragon. 97 de diamante, 3 cutii. Bine, am o reducere de tot rahatul, dar asta nu contează, nu băgați în seamă. Bun, bă, mă spamează ăștia cu invite-uri. Acum vreau să cumpărăm, hai să cumpărăm, nu, pe mecanică l-am cumpărat. Vreau să cumpăr bandul ăsta, băieții. Hai să dăm aici 674 de diamante și mai am 9700. Deci, da, am luat bundle-ul pentru că foarte mulți îl au și am zis, bă, frate, uite, eu deci să nu îl am la colecții, chiar dacă am atâtea diamante. Deci am cumpărat alea, hai să mai cumpărăm și 3 cutii pe Cupid Scar, cine știe, poate luăm 7 zile, ar fi foarte, foarte ok. Iar de aici nu prea mai am nimic. Bun, hai să mergem aici la caracter și să vedem, ok, la caracter Volt, pentru că am luat bundle-ul și trebuie să ne apară aici la bundle. A, nu ne apare. Ba da, ba da, uite. Uite că ne-a apărut fix când am zis că nu. Ăsta este bundle-ul. Ok, un bundle destul de interesant. Evident, topul e singurul lucru pe care am fost singurul lucru pe care o să-l folosesc. Hai să dăm aici open și cam asta este. Hai să punem asta frumos aici. Dăm și noi ca să nu ne mai arate cu chestia asta. Iar acum avem cutii pe AK Dragon și cu Pizcar. Hai să deschidem aici toate trei. Am luat AK-ul Dragon permanent. Bă! Bă, frate! Ok, am luat ăsta permanent din ultima cutie. Ok, am avut ceva bulan aici.
Da. Ok, și acum cum ar fi să iau și scarul? Cum ar fi să iau și scarul? N-ai, mă, n-ai cum. Da, l-am luat 5 zile. Bun, oricum scarul, am niște scaruri mai șmecheri decât ăsta și nu prea mă joc eu scar, dar hai să dau aici la weapon, pentru că se schimba și chestia asta, armele acum sunt sus. Da, am luat Acaul Dragon permanent din 3 cutii, 2 damage și 1 rate of fire. Ce mai aveam eu aici? Ce Acaul mai aveam? Mai aveam ăsta cu 2 damage și 1 reload speed. Dar hai să luăm aici pentru că e bla nou. Iar scarul, echipei și ăsta. Scarul ce dă 1 damage și 2 rate of fire minus 1 range. 2 rate of fire, 1 range, minus 1 acuratețe. Bă, ce să zic? Nu știu, să vedem, poate pe viitor o să luăm și scarul ăsta cupid. Dar sunt fericit pentru că am luat ăsta Acaul Dragon. Bă, mi-l doream de ceva timp. Hai să dăm aici frumos și cam ăsta este în lobby. Vreau să dau la Volt ca să mai mergem aici la tichetele astea. Pentru că vreau să iau un rename care nu se știe niciodată când ies sau când intru în alt guild. Așa că vreau să fie aici luat. A, pot să iau doar decât unul, logic. Hai să luăm aici frumos 200 din astea și am luat rename card-ul aici, nu mai avem nimic să luăm. Bă, ce să zic, cam ăsta cred că a fost și videoclipul de astăzi, avem aici costum de miner. Deci hai să ne uităm, vreau să mă uit aici în profil, să văd ce mi-apare. Era șmeche dacă apărea, că am luat și costumul ăla și chestiile astea, bun. Dar cam atât a fost și cu acest videoclip, deci am luat Acaul Dragon, am luat bundle-ul ăsta pe tigru. Am luat noul Diamond Royal plus noul Gold Royal, deci a fost un episod foarte, foarte ok. Am spart 9500, am spart 1000 de diamante și chiar mă bucur din 1000 de diamante. Uite că am luat bandă ăsta și am luat Acaul Dragon din 3 cutii. Bun, deci cam atât a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați dați un like. Eu am fost Alex și noi ne vedem data viitoare.